credeți că este cel mai frecvent diagnostic pe care omul și-l pune singur sau cu ajutorul doctorului Google în momentul în care îl doare capul? Evident, rinosinuzită sau sinuzită. Este într-adevăr cauza sau simptomul care duce cel mai frecvent cu gândul la sinuzită. Mă doare capul, am sinuzită. Ei bine, nu. Dacă vă doare capul, nu înseamnă că aveți sinuzită. Sinuzita este o boală frecventă, extrem de frecventă, din ce în ce mai frecventă de când s-au inventat aparatele de aer condiționat și de când au ajuns în zona aceasta a globului. Foarte frecventă în țările reci, în țările umede, foarte frecventă în zonele în care oamenii stau numai într-o atmosferă în care se folosește aerul condiționat, pentru că acest aer este un aer uscat, este un aer mai rece, care supune mucoasa nazală la un efort de adaptare foarte mare. Pentru că mucoasa nazală este o mucoasă nobilă. Ea are rolul de a adapta aerul pe care noi îl respirăm la necesitățile de temperatură, de umiditate, de puritate ale alveolelor pulmonare. Deci aerul este încălzit, este umezit, este purificat în momentul în care trece prin fosele nazale și ajunge la nivelul alveolelor. Ca să punem un diagnostic corect de sinuzită, nu trebuie să facem nici o radiografie de sinusuri, deci vă rog să nu vă mai faceți singur radiografii de sinusuri. Nu trebuie să facem nici o tomografie. Trebuie pur și simplu să mergem la un doctor care va face o sumă a unor simptome. Dar nu există diagnosticul de sinuzită fără obstrucție nazală, fără secreții nazale și în niciun caz nu trebuie neapărat să aveți durere de cap. Deci dacă vă doare capul, vă rog frumos să nu mai mergeți la orelist, dar dacă aveți secreții nazale, dacă aveți obstrucție nazală la care se adaugă și durerea de cap, ei bine, da, există posibilitatea ca diagnosticul dumneavoastră să fie rinosinuzită și atunci orelistul o să vă dea un tratament conform cu ceea ce găsește în urma examenului fizic. Dar, în același timp, dacă simptomele sunt unilaterale, deci aveți nasul înfundat pe o singură parte, aveți secreții pe o singură parte, dacă secrețiile sunt rozacee, sunt sanguinolente, dacă sunt urât mirositoare, atunci trebuie să mergeți repede la doctor, pentru că există două condiții foarte grave și anume posibilitatea transmiterii unei infecții dentare la nivelul sinusurilor, care să ducă la apariția de complicații unor mortale, sau aceste simptome pe care dumneavoastră le tratați ca sinuzită, deci obstrucție nazală, secreții, să fie de fapt semnele unui cancer de sinus sau unui cancer al cavităților nazale. Și marea problemă a acestui diagnostic, respectiv cancerul rinosinuzal, este tocmai faptul că omul se tratează de sinuzită 6 luni, un an și amână practic un diagnostic corect.